Pistoalele din dotare sunt atât de vechi încât se pot descărca accidental. La vizita Papei nu am avut suficiente stații prin care să comunicăm, iar cătușele sunt atât de uzate încât uneori le tăiem cu flexul. Sunt doar câteva dintre mărturiile mai multor polițiști din capitală și din țară care cer demisia ministrului de interne Carmen Dan. Spun că deși ucigașul colegului lor din Timiș a fost prins, nu mai pot munci în aceste condiții. Cer dotări decente, demne de o țară europeană care să le permită să-și facă datoria cu demnitate. După mulți ani în care au tăcut, au răbdat și chiar au suferit, mai mulți polițiști au decis să rupă tăcerea și să spună adevărul despre intervențiile la care sunt trimiși sau sediile în care lucrează. Nu mai vor să se ajungă la tragedii ca aceea din Timiș, unde un coleg trimis fără vestă antiglonț la o intervenție a fost împușcat mortal de infractorul pe care trebuia să îl prindă. Un agent de teren din București spune că din cauza lipsei de investiții și a armamentului vechi, oricând se poate produce o nenorocire. Pistolul nu are decât 45 de ani. Care ar fi riscurile la acest pistol? Să spunem că sunt nevoie să-l folosesc. Somez. Poate că nu vreau să-l folosesc atunci și el se descarcă automat. Eu nu știu către cine sau în ce plan este îndreptat pistolul. Nu am de unde să știu lucrul ăsta, pentru că se poate descărca involuntar. Și cătușele multor polițiști sunt nesigure. Ați avut vreodată probleme cu ele, da. Să nu se deschidă, da. Să nu se deschidă. De nenumărate ori. Este foarte, foarte periculos în momentul în care ele se strâng automat. Și când încătușesc pe cineva, dacă ele nu se desfac, nu poți să le desfaci, mâna persoanei respective se poate negri. Adică îi poate pune viața în pericol. Dacă nu se deschide, trebuie să tai cu flexul. Polițiștii mai spun că uneori nu pot pleca în misiune din cauza mașinilor, care nu mai pornesc sau nu au frâne. La fel pățesc și mulți agenți de la posturile din mediul rural. Sunt apte de a fi casate. Sunt ruginite. Din ele în țară am înțeles că au luat deja foc, s-au aprins. Dacă vorbim de o vechime de 10 ani a unei autospeciale, în mod clar instalația electrică deja are de suferit. Dacă sediul poliției capitalei are multe încăperi insalubre, gândaci și șobolani, în mediul rural se poate chiar mai rău. Pozele trimise de polițiști din mai multe județe surprind pereți afectați de igrasie, acoperișuri găurite și toalete mizere din lemn. În anul 2019, la 30 de kilometri de capitala României, București, la un post de poliție, cetățenii care vin să solicite ajutorul polițiștilor să depună diverse plângeri sunt nevoiți să apeleze la acest grup sanitar. La fiecare post există doar câte o stație și aia, din cele mai multe cazuri, nefuncțională. Iar la ultima misiune, când a venit Papa la Iași, șefii de dispozitive au cerut la fiecare patrulă să aibă câte o stație, dacă nu chiar fiecare lucrător. Cum ați rezolvat această situație? În legătura cu apelantul, o luăm tot pe telefonul nostru personal. Am tras un foc de avertizment, chiar am rănit pe cineva în picior, iarăși, fără niciun efect, pentru că așa este armamentul nostru. La mai mult de 25 de metri, să știți că clonțul de efectiv se îndreaptă în jos. Sindicaliștii din poliție îi cer demisia ministrului Carmen Dan. Avem nevoie de dotare la nivel european, avem nevoie de autospeciale și nu în ultimul rând avem nevoie de conducere competentă care să știe să aplice și să implementeze aceste lucruri, pentru că, din păcate, în ultimii 3 ani de zile, doamna ministru de interne Carmen Daniela Dan nu prea s-a intersectat cu ceea ce polițiștii au nevoie. Conform Poliției Române, anul trecut s-au cumpărat 6.000 de veste antiglonți și anti-înjunghiere. Recent ar fi fost semnat un plan cadru pentru achiziționarea a încă 35.000 de astfel de echipamente. Reprezentanții Ministerului de Interne vor răspunde în următoarele zile acuzațiilor polițiștilor. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.